Care sunt lecțiile crizei? Sigur, e o întrebare mai degrabă așa, televizionistă și de media, dar poate creionez un picuț din lecțiile crizei, corelat cu această reîntoarcere la lectură și cu o reașezare, poate, pe principii mai sănătoase ale business-ului, reașezarea business-ului pe principii mai sănătoase. Deci, care să fie lecțiile crizei, să spunem? Păi, deja cred că s-a conturat un verdict, să spunem, cel care l-am văzut în presa economică de curând, că lăcomia bancherilor, trecând peste acest aspect, cred că undeva, tocmai pentru că ne-am depărtat foarte mult de un model de business centrat pe o anumită etică și o anumită responsabilitate. Și acest lucru s-a grefat foarte bine pe acești ani de tranziție eternă în România. Întrebare, a fost vreodată etabli, așa cum arată conceptul de etică în afaceri, așa cum e el, nu știu, teoretizat. Eu tocmai să vreau să spun că la noi, pentru că a fost o nebunie, cum spun, o goană, undeva afacerile au fost, să spunem, imorale mai mult la români, pentru că ne-am format... Sau amorale, ca să... Hai să zicem așa, da. Imorale în sensul etic. Da. Pentru că nu s-a urmărit cu orice de profit și atunci au fost mai puțin interesați de aceste aspecte, de a construi niște afaceri menite să dureze, cum e cartea celebrului Jim Collins, și atunci mai puțin, și atunci e clar că nu au fost interesați acești întreprinzători români, vorbim de spațiu românesc, de a aplica și de a se aplica cumva asupra unor principii de business sănătoase și care să ducă la... Cred că asta e, cred că, principala lecție. Pentru că la noi, în această tranziție, nu cred că am putea spune că au stat cristalizate un model de business autohton într-o anumită direcție, cu atât mai mult cu cât criza a zdruncinat și modelele din vest. Și atunci, undeva acum suntem în derivă din punct de vedere la unor repere. Ori colecția business, așa micuță cum este ea deocamdată, micuță în sensul bun al cuvântului, încearcă să restabilească cumva câteva borne, câteva repere. Sperăm să reușim și să fim niște fare călăuzitoare. Da, fare călăuzitoare. Exact, pentru navigația oamenilor. Exact. Mai am o întrebare, poate, tehnică, dacă care e foarte practică și, nu știu, bănuiesc că aveți un studiu privind cititorii, mai citesc tinerii, nu știu, manageri sau viitor manageri, citesc acum în criză și în aceste momente mai complicate pentru economie, cum simțiți sau cum simți Eu zic că simt așa o reîntoarcere, într-adevăr încă semnalele sunt timide, dar este clar, tocmai ce am spus eu, e clar că se caută din nou să redefinească niște lucruri și atunci întrebări, cred că toată lumea are întrebări și caută răspunsuri, deci cu atât mai mult cred și e foarte important noi în acești 20 de ani, nu știu dacă noi români ne-am dezvoltat o gândire reflexivă, noi întotdeauna am fost cumva mimetici, am imitat anumite lucruri fără a pune la îndoială niște fundamentele corecte. Și atunci cred că acum această criză e eu din nou un pas ca să devenim reflexivi și ceea ce citim și trecem prin un spirit critic. Un spirit critic, exact, și vom putea discerne de acum și acționa, așa cum, iată, spune așa, exact. Radioascultătorul nostru de mai devreme. În cunoștință de cauză, e foarte important. La teorie și iată și partea practică. O întrebare de final, Rudi, ne apropiem de sfârșitul. Noroc că mi-am amintit, astăzi chiar e ziua unei dintre autoare, Elena Greco, îi spunem la mulți ani, acum am amintit. Iată, deci, la mulți exact, ani, desigur. Care a fost lansarea, am amintit. Calea undelor. Exact. Ca o întrebare de final, sigur, vorbim despre lecțiile crizei, poate că o oportunitate, Dragoș Panaite, o reprezintă și toată furtuna asta care, prin care am trecut. Sigur, pentru mulți antreprenori asta a însemnat stoparea chiar, nu înghețarea activității, însă mesajul pe care îl ai, de fapt, nici măcar o întrebare, mă gândesc că ce mesaj ai da și ce mesaj dai prin activitatea ta de altfel cotidiană antreprenorilor? Pentru că și tu, la rândul ți, ești un om care le știi cu astea, cum se spune, când ești un antreprenor. Ce mesaj ai da? Când am pornit în colecția business, mă gândeam la celebra îndemn scris, mai scris românește, care venise în perioada când a fost undeva colecția business, asta și-a dorit. Eu aș vrea, cu mesajul, mă rog, să fie citiți ceea ce scriu românii și românii profesioniști români, pentru că nu au ce să piardă, ca să spun așa. Și atunci vor avea, citind cărțile colecției business, vor avea o certitudine că acolo s-a pus și suflet și inteligență în scriitora și vor găsi acolo, într-adevăr, niște ghiduri care să-i ajute în afacerile de zi cu zi. Asta, cu siguranță, o promit. Adică e o promisiune onorată. Ce mai pregătiți?
E întrebarea clasică, da, da. Așa. Într-un fel așa, e o surpriză. Marius Ghenea, am reușit cumva să-l convingem și așteptăm cartea despre antreprenoriat. Antreprenorul, da, nu? Exact, cunoscutul antreprenor. Exact. Și să spunem că e pe drum cartea aproape, e aproape de finalizare. Asta. Și avem și alte surprize. Tocmai spuseți de Luminița Oprea, despre CSR, tocmai discutam un subiect foarte, foarte important și trebuie conștientizat în această perioadă mai mult ca oricând. Mai sunt cărți al unor autori de mult mai alte domenii, dar cred că... Cred nu, nu avem timp, dar uite că, pentru că vorbeai de... S-am rostit aici, adică s-a rostit Marius Ghenea. Și apropo de modele, există totuși, și poate nu avem suficient timp de emisie, dar putem decortica câteva modele, și de aici pleacă poate ultima întrebare, dacă există, Dragoș Panainte, dacă crezi că s-ar putea forma un spirit de afaceri, un spirit antreprenorial pur românesc, să spunem așa, nu ca și celebra democrație, de nu, cum era democrația originală, nu, parcă aveam, da, o poveste născută aici, la porțile Orientului, un amestec de levantin, bizantinism, dar în același timp de pe niște chestiuni foarte clare, urmărim profitul și, cum bine am spus, îl reîntoarcem cumva prin acțiuni de CSR înapoi societății. Crezi că s-ar putea naște, pe un termen lung vorbim aici, discutăm de minimum 5, 10, exact, 15 ani, un spirit antreprenorial românesc? Da, eu zic că acum criza cred că e un factor determinant al cristalizării acestui spirit și eu am convingerea și sper, în cadrul colecției business, să mai conving, să mai atrag, să spunem așa, adevărate repere, adevărate borne de afaceri, oameni antreprenori care prin modul lor de a face afaceri și de poveștile lor de succes să fie un îndemn pentru mediul antreprenoraj de afaceri, de a face afaceri sănătoase și să pășească tot timpul cu dreptul în afaceri. Cu dreptul în afaceri. Da. Trebuie spus, iarăși pe final, că suntem, deci, Camera de Comerț Industria României rămâne și sprijină, cum se poate altfel. Și partenerul oficial. Media este Manicianal. Emisiunea Antreprenor și eu zic din acest punct de vedere că poate în acest mod reușim să ajungem la exact la antreprenori, cei care într-adevăr au la beneficiar, la publicul țintă, exact. Și în plus, față de asta, există și o serie, o suită de altfel de evenimente, conferințe pe care le avem sunt acolo pe listă, pentru că... Exact. Acest an, într-un fel prefigurez ceea ce urmează să facem, dar într-adevăr pregătim, pentru că trebuie un pic undeva să contrabalansăm acest vedetism la televizor, să aducem în fața oamenilor și pe adevărații profesioniști, să obișnuiască cu ei, să obișnuiască cu normalitate, pentru că noi acum trăim într-o normalitate perfectă. No, poate că într-adevăr, iată, suntem și la radio, suntem la RFI, deși ne și vedem la RFI, pledoaria acelui Marx de care pomeneai, care nu e Groucho Marx, deci nu e acel Marx. Cred că sunt frații care... comici sau ceva de genul ăsta, comedianții, da? Pledoaria aceea de a închide televizorul și de a te duce către lectură, către întâlniri, către face-to-face-uri, probabil că asta e iarăși partea poveștii care se numește Editura Universul Juridic, colecția Business.